Absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare, Cristian Tudor Popescu este scriitorul, gazetarul și filmologul român născut în București la 1 octombrie 1956. În presa românească s-a făcut cunoscut după 1989 ca jurnalist la Adevărul, dar și pentru desele apariții în emisiunile televiziunilor. În 2005 a fondat o altă publicație, Gândul, devenind și directorul ziarului. Pasionat de tenis, comentează partide din acest sport, iar ca iubitor al filmului și-a propus și a reușit un doctorat în cinematografie cu o teză pe tema propagandei și manipulării în filmul românesc. Considerat de cunoscuți sau jurnaliști, intransigent, pătimaș, încrâncenat, emotiv sau chiar violent, Cristian Tudor Popescu a renunțat chiar la prietenia cu importanți intelectuali români, printre care Gabriel Liceanu sau Horia Roman Patapievici, motivul constituindu-l faptul că amicii gazetarului fac o politică ce nu-i deloc pe placul jurnalistului. Un alt lucru recunoscut public de incomodul Cristian Tudor Popescu este cel legat de posibilitatea cunoașterii perfecte de sine. Încerc din când în când, nu se poate prea des, pentru că operația asta de întâlnire cu sinele este un lucru poate la fel de periculos ca o excursie în junglă. Puțini sunt cei care suportă așa ceva, puțini sunt cei care se pot închide într-o cameră pustie și fără măcar o oglindă în față să privească fără niciun fel de cruțare în adâncul lor. Editorialistul român și scriitorul SF este considerat controversat poate și pentru unele experiențe. În calitate de președinte al Clubului Român de Presă, demisionează în 2006 pentru motiv că ziariștii au devenit în prea mare măsură niște mercenari, pentru ca în februarie 2007 să candideze din nou pentru aceeași funcție în care va mai activa o vreme. Jurnalist și scriitor, Cristian are o părere personală interesantă când este vorba despre amestecul literaturii în gazetărie. Amestecul, zice, literaturii în gazetărie? Ce, o prostie, domnule, nu se poate așa ceva. Rezultă, da, sigur că e o prostie. E o prostie când e făcut aiurea. Da, în momentul în care nu stăpânești nici literatura și nici gazetăria, rezultatul sigur că e penibil când le amesteci. Este mai rău decât dacă le-ai face pe una sau pe cealaltă prost. Agreat sau nu, controversat, orba, Cristian Tudor Popescu este jurnalistul declarat pe baza sondajelor de opinie de 4 ori consecutiv, ziaristul și analistul politic numărul 1 al României între 2005 și 2008, deținătorul premiului european pentru jurnalism al fundației Zeitstiftung în 2002, distins cu Ordine del Jornalisti în decembrie 2004 și, de ce nu, omul care, în calitate de doctor în cinematografie al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, susține aici cursuri de tehnici de manipulare și propagandă în cinematografie și televiziune.